deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre ce pot face părinții și despre ce ar putea sau ar trebui să facă statul în această privință. La telefon este doctorul Eugen Hriscu, medic psihiatru, specialist în prevenirea și combaterea dependențelor. Bună dimineața! Bună dimineața! Bun, acum discuția a căpătat o anumită intensitate după tragediile din weekend, când mai mulți tineri au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu substanțe interzise, dar ăsta a fost doar un moment așa mai vizibil, pentru că în rest drogurile par să fi devenit extraordinar de accesibile pentru tinerii din această țară. Și prima întrebare, domnule doctor, vine după conversația pe care am avut-o mai devreme în direct cu Marius, nu știu dacă ați ascultat, un ascultător de-al nostru care a fost dependent de heroină. A făcut și niște ani de pușcărie pentru asta, iar acum a devenit părinte, mă rog, cu câțiva ani în urmă, are două fete și spune că pur și simplu el nu știe, el un fost consumator, nu știe cum să le ferească de riscul drogurilor. Iar întrebarea e cu cine ar putea vorbi, și nu doar el, cui s-ar putea adresa părinții care sunt preocupați de tentația drogurilor pentru copiilor și care nu știu cum să gestioneze problema, nu se pricep, sunt intimidați, n-au același limbaj cu copiilor. Cred că în primul rând ar trebui să vorbească cu proprii copii. Există, din păcate, pe subiectele acestea fierbinți, drogurile, sexul, fumatul, alcoolul, există o reticență din partea părinților uneori. Cred că prima persoană cu care pot vorbi despre aceste subiecte este propriul copil. Apoi este nevoie de vorbit cu alți părinți și eventual cu profesorii, dirigintele, pentru că școala este un loc unde tinerii petrec foarte mult timp. Mediul școlar este extrem de important în decizia unui tânăr de a consuma sau nu consuma. Și aici cred că ar fi foarte important, pentru că ne lipsește o curiculă de prevenire în școli care să fie realizată competent și constant, pentru că nu este suficient să chemi un polițist, cum se întâmplă acum de multe ori, să le spună copiilor nu te droga, sau să chemi un medic să le explice efectele nocive ale drogurilor. Prevenirea este o activitate mult mai complexă și care necesită mult mai multe intervenții pe o perioadă mai lungă de timp. Deci cumva i-aș îndemna pe părinți să vorbească între ei și eventual să organizeze în cadrul școlii să solicite prezența unui ONG sau unui psiholog, poate în zonă, care să poată să deruleze ceva mai intens. Din păcate, da, resursele existente în momentul de față sunt extrem de slabe, pentru că, și discutăm despre asta acum pentru că au murit niște oameni, exact, dar eu și colegii mei vorbim asta de ani de zile. Domeniul este complet ignorat și de asemenea este viciat de faptul că instituția care ar trebui să facă prevenire și tratament este Ministerul de Interne, care nu are capacitatea de resursă umană, în primul rând, de a asigura necesitățile de tratament al unei țări. În același timp, Ministerul Sănătății se spală pe mâini de această responsabilitate, spunând că există deja o instituție care se ocupă de asta. Avem nevoie de un răspuns instituțional mai puternic, pentru că suntem deja foarte mult timp în urmă. Din acest punct de vedere, aveți dreptate, adică ajungem și noi acum cu societatea asta, unde alții au ajuns deja cu mult timp în urmă. Ce avem de învățat de la alte țări care s-au confruntat cu astfel de probleme cu ani de zile în urmă, poate cu decenii, și care au trebuit să construiască niște mecanisme mai eficiente de prevenire, de control, de protecție? Adică ce credeți că ar trebui făcut și la noi? Ce model funcționează? Cât de cât? Mulțumesc că întrebați asta, pentru că chiar cred că este important să facem lucrurile care s-au dovedit eficiente în experiența altor țări, să nu încercăm să reinventăm roata, să trecem prin aceleași experiențe proaste pentru a ajunge la cele bune. Cel mai important lucru este să admitem faptul că consumul de droguri, eventual luat împreună cu consumul de alcool, de tutun și de jocuri de noroc, sunt probleme de sănătate publică, așa cum a fost COVID-ul, așa cum ar putea să fie o epidemie de alte boli.
aceste probleme sunt probleme de sănătate publică care impactează publicul, nu doar niște consumatori din când în când, care pot să afecteze următoarea generație și ele trebuie tratate cu seriozitate, nu băgate sub preș, spus despre sunt niște drogați, așa le trebuie dacă consumă, nu cu oameni băgați la pușcărie, pentru că asta nu rezolvă absolut nimic, ci doar prinde de sine și duce oamenii în niște fundături existențiale. Avem nevoie de instituție care să dezvolte programe de prevenire și de tratament. Bun. Punem cazul. Sunteți un părinte, aveți un copil adolescent, 13, 14, 15, 16 ani. Mai devreme trebuie. Care ajunge, nu știu, îl găsiți că a consumat ceva, un drog de mare risc, odată. Ce îi spuneți? Care e mesajul pentru el? Vedeți, e foarte important să transmitem părinților un mesaj că dacă vorbim de tinerii care trec de 13, 14, 15 ani, nu mai sunt ei singurele influențe din viața lor. De multe ori, când vine vorba despre droguri, punem această responsabilitate uriașă pe umerii părinților și ne așteptăm ca ei să aibă soluția. Ori de multe ori, soluția nu mai este la părinți. Cumva nu există ceva să-i spui unui copil și copilul acela, tânărul acela, să automat să renunțe sau să se oprească sau să se schimbe. Avem nevoie, uneori cel mai bun lucru pe care un părinte îl poate face este să vorbească cu un specialist, să acceseze un serviciu de tratament, un psiholog, un psihiatru, niște grupuri de suport. Din păcate, în România trăim, mai ales în zona tinerilor, de exemplu, noi nu avem nici măcar în România o singură instituție cu paturi pentru copiii care, minori care se droghează. Deci, în momentul de față, dacă ai un tânăr care este dependent de droguri, nu ai realmente unde să îl internezi într-o instituție specializată cu paturi. Poți cel mult să accesezi niște servicii ambulatorii sau spitalele de psihiatrie. Deci, mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Ce să zic, situația nu sună deloc încurajator. Și mi se pare, asta este revoltător, faptul că noi cu societatea noastră avem acest lux de a ne inspira din ce au făcut alții. Adică în o mulțime de domenii, infrastructură, organizare administrativă, combaterea drogurilor. Putem să vedem, unde a mers un lucru, că venim din urmă, avem cumva... Decalajul ăsta istoric poate fi transformat în avantaj. Mă, nici asta nu putem să facem. Iar din experiența mea de viață, am avut și eu prieteni, foști colegi care au consumat droguri în jurul meu. E foarte bine și le transmit părinților să preîntâmpine asta. Copiii acum devin preadolescenți mult mai devreme decât generațiile trecute. Deja de pe la 11 ani trebuie discutat. Și trebuie discutat prietenește și cu exemple, nu cu amenințări. Nu asta este calea. Da, nu că tu nu o să te duci niciodată la concerte, nu o să umbli la discoteci, ai grijă. Nu, trebuie prietenie, trebuie să ne apropiem foarte mult de copii și trebuie să le spunem povești, să le dăm exemple concrete. Deșteptarea. I love that the morning show guys are real and they know what's going on where I live. Cu Vlad, George și Luca la Europa FM.